Lotul Național de Jiu-Jitsu a făcut spectacol la Balcaniada și Cupa Mondială din Bosnia și Herțegovina. Tricolorii au încheiat pe locul 3 în clasamentul pe medalii, la start fiind reprezentate 19 țări. Între tricolori s-au aflat și mai mulți sportivi giurgiuveni legitimați la CSAC Vila. Aceștia au obținut 9 medalii, una de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Singurul aur a fost cucerit de Marius Tatauan la fighting în competiția de tineret, acesta bifând și un argint la juniori 1. Și sportivi giurgiuveni la fel de bine s-au comportat, special că, așa cum am zis, mulți dintre ei au trecut la categoria superioară de vârstă și greutate. Alții care au venit pentru prima dată au fost, sunt rezultate, zic eu, destul de bune, mulțumitoare din punctul meu de vedere. Și luând în calcul faptul că nu am fost prezent acolo ca să pot să-i încurajez, să le dau indicațiile cea mai bune. Giurgiuvenii care au participat la Balcaniada și Cupa Mondială de Jiu-Jitsu vor fi primiți miercuri seară de colegii lor de la CSAC Vila cu flori și aplauze. Imagini de la eveniment veți putea urmări mâine seară în cadrul știrilor Valahia TV.